Alex Body o atacă dur pe Bianca Drăgușan. Ce replică a dat după ce s-a aflat că a bătut-o până i-a fisurat o coastă, te provoacă până când? Divorțul dintre Bianca Drăgușan și Alex Body nu va fi unul deloc pașnic. Blondina a publicat de-a lungul relației cu el mesaje cu aluzii la ce se întâmpla între ea și soțul ei, iar acum afaceristul pare să-i fi dat replica. Alex Body și Bianca Drăgușan nu mai formează un cuplu. După 3 luni de căsnicie, blondina a mers la notar și a depus actele pentru divorț. La baza deciziei ei ar fi ieșirile violente ale soțului, despre care se spune că ar fi stropit-o în bătaie de câteva ori. Deși a declarat în presă că s-a despărțit de Bianca Drăgușan, Alex Body nu a lăsat deloc să se vadă că despărțirea dintre el și diva blondă nu a fost una tocmai pașnică. Toate acestea, mesajul publicat pe pagina lui de Instagram pare să-i fie direct adresat soției lui. Oamenii te provoacă până când îți scot partea urâtă la suprafață, apoi pe victimele când ajungi în punctul acela, virgulă, mesajul pe care Alex Body l-a publicat pe pagina lui de Instagram în urmă cu doar câteva ore. Bianca Drăgușan, snopită în bătaie de Alex Body de punct. A lungul perioadei în care Bianca și Alex Body au format un cuplu, au circulat nenumărate informații și zvonuri despre tratamentul aplicat de tânărul om de afaceri soției lui. Drăgușan ar fi fost bătută de partenerul de viață de mai multe ori, iar la un moment dat a ajuns chiar și la urgențe la spitalul Floreasca în urma unor lovituri de pe urma cărora s-a ales cu o coastă fisurată. Au fost 4 episoade de violență ieșită din comun într-un an și 4 luni cât a durat această poveste. Bianca a fost bătută și înșelată de prea multe ori. Alex Body este un tip agresiv și periculos. A avut și o coastă fisurată și a ajuns la urgență. Iar zilele trecute, când a aflat de divorț, Alex i-a înfipt furculița în mână. În aceste condiții, Bianca nu a avut ce să mai facă decât să-și dorească un divorț rapid de soțul agresiv, a declarat o sursă apropiată Biancăi Drăgușanu pentru Click.